Hei, salutare fraților, bună și bine ați la un nou episod pe acest canal, suntem pe serverul Emerald România Medium Roleplay. Fraților, în acest episod facem viața unui admin, n-am mai făcut niciodată pe canal. Cred că n-am mai făcut niciodată pe acest canal. Am văzut că acolo la sondaje pe YouTube ați ales că da. Așa că nu uitați să zdrobiți butonul de like dacă facem 30 de like-uri la acest episod, facem și partea a doua, Caterin, că vă zic eu. Așa, episoade din viața unui admin ca la mine nu găsiți la nimeni, o să vedeți acum, bombă. Păi haideți de început să aspecte tu cu băi, la, pe băieți, cu băieți, doamne, hai că am vorbit și eu. Luăm un ID mare. Ce ID să luăm, ce ID să luăm? 4480. Dai fan curier, hai să-l pe el, 4480. 4480. Da, să vedem ce face domnul 4480. O, băieți care stau la roșu. Îmi place ce văd. Ok. E beton. Bine. Băieți stau la roșu, bravo lor. Bravo lor. 650 de mii pentru? Nu, pentru nimic. Da, stai că mai dau un anunț pe chat. Scrie și tu pe chat. Ba, eram la Onjito. Ia, e ok așa. E bine. Măcar să-ți faci banii de anunțuri. Da. Crești tu acolo. Ia să vedem unde scrie. Ia, chiar sunt curios dacă el scrie pe chat-ul ăla cu aia. Chiar sunt curios. Hai, salut, mă auziți? Da. De ce dați anunțuri pe chat-ul OC? Îmi spuneți mie, de ce scrieți treburi de IC pe chat-ul OC? Îi iau așa tare. Îmi spuneți și mie, mă auziți? Da, te auzim. V-ați de ce scrieți treburi de IC pe chat-ul OC? Adică aveți la doi pași anunțuri acolo. Ma, pe nu știam că se poate da anunțuri. Cum nu știai? Că sunt spectatori pe voi. Hai zi băiatul ăla, că dă-i și tu acolo un anunț pe acolo în stânga sus. Da, Adică... știu. Și mă și prostiți pe față că nu știai. Și tu ai din Mai 93. mai Fă că aici ai din mic. Bănuiesc că știi anumite reguli despre serverul ăsta. Știu. Păi și? De ce l-ai pus să dea anunț acolo și n-ai dat tu? Păi nu-i frumos să pui pe altcineva, frățiorul. Că bănuiesc că știi regulile despre serverul ăsta. Normal. Păi ești Eu normal. aproape de un an. Păi vezi și de ce pui pe alții ca să fie sancționați ei? Adică era greu să alergați până la primărie să dați un anunț. Ia zi. Ah, poate să-l tai. Dă și tu masca aia jos dacă e. Zi mă băieți. Cum facem? Nu știu. Cum facem? E rupere. Păi ce ar trebui să fac acum? Cu ăsta. Mă, normal, trebuie să ne luăm gel pentru... Asta, treaba asta. Dar n-ar fi nimic, n-ar fi nici power gaming, nici mixing, nici nimic, n-ar fi. Păi ai zis că știi regulamentul, cum adică? Păi da, dar nu e asta, nu e nimic. Păi și ce ar fi asta? Nu prea e nimic. Cum nu prea e nimic? Când eu spun pe chat, dacă vii la primărie, tu îți dau 100 de mii primăria unui IC și chatul unui OC. Și când încurci chaturile, ia zici și mie, ce se întâmplă? Ce e asta când încurci? Sincer să zic, nu știu. Hai să știi regulamentul. Da.
Mai și mințit. Am citit acum ceva timp. Păi stai mixing când încurci chat-urile. Și chat-ul IK cum poți să-l pornești? Că n-ai cum. Nu există chat IK niciodată. Păi vezi? Păi și ce-ar fi asta? Nu există pe niciun server de 5M chat IK. Alu, vină înapoi băi cu metre. Stai că se trebuie să-l fie. Carbole. M-auzi? Cum da, adică chat IK? Chatul IK este gen acțiunile pe care le faci tu. Ăla nu e un chat, e slash miu cu acțiunile pe care le faci tu. Nu există un chat IK. Zi băi, Băscălie, ce facem? Nu știu cum facem. Cum vrei, că ești admin. Cofondator. Dacă o luăm așa. Fiți atenți. Vă las să vă faceți roleplay. Dacă se mai întâmplă o dată, ați blicaras. Ok? Ok. Bă, da, și atent, am plătit 650.000. Cât timp am voie să stau? Pot să stau până la 8? Cam așa, 7 jumate, că după aia încep eu. C-a zis, cum îl cheamă, gen ajutorul tău, nu știu ce-i frac, în ghilele mele în roleplay. Da. A zis că pot să stau până la 8, 8 jumate, bă, dacă mai te tai, Nu, da, mă, că eu n-apăs nimic, a fac retardat la satura mea. Da, mă, stai până la cât vrei tu, până la 7, 8 maxim. Ok. Da. Bine. Pa. Pa. M-a dus să dau anunțuri, vere. Acum să duc benzi de anunțuri. Da. Da, spune. Dacă vreau să-mi iau job-ul, unde trebuie să mă depinate? Sau la direct de aici? Ce să-ți iei? Fac curierul. Trebuie să merg la primărie sau ce fac? Da, acasă, la primărie. Okay. De la primărie te duci acolo, vrei să te duc eu? Nu, nu. Ok. Păi dacă tot sunt aici, no clip. Vă arăt, am mișcut spanol, fabul să mor eu. Vă arăt și primăria, de unde vă luați joburile, mai că mai știu unde e primăria dacă e. Uitați, asta e primăria, frumos. De aici veniți și vă luați joburile, uite aici. Apasă E pentru a deschide meniu înainte și ai aici toate joburile. Lană bomba acolo, te-ai angajat, nu faci joburi, payday, ai făcut bani și aia e. De aici le deschizi afacere. Bam, frumos, informații afacere, lista firmei, eu am deja. Eu am deja afacere, băieți, am uitat. Eu am deja afacere. Și de ce vă schimbați buletinul frumos? Totul e bine și frumos, bam, bam, bam. De unde iau job? De aici, de aici, la ușa asta, de aici. Mersi. N-ai pentru ce? Frumos, dacă vreți să dați anunțuri, veniți sus. La cel mai șmecher domn de aici. A, apăsați Apple și scrieți ce eu sunt cel mai șmecher și aia e. Așa. Da? Cum dau anunț public. Anunț public cum dai? Da. Te duci aici pe scări la primărie sus și în stânga o să fie un NPC. Apeși Apple și scrie anunț. Ok, ok, mersi. N-ai pe ce s-a luat? N-am văzut cine a luat. Da? Cum poți să închizi chat-ul? Să închizi chat-ul? Da, gen să dau slash chat și să nu-l mai văd. Că vreau să fac un episod de ziua mea, știi ce zic? Așa, mai lejer. Nu dau drumul la un live. Nu mai știu cum era. Că știu că trebuia să scrii pe slash chat sau ceva. Stai așa. Stai. Da, cum mă știu. Aha, scrie așa, slash tk. Tk? Da, slash tk. Gata. A mers? Gata, da, mersi. N-ai pentru ce. Facem și partea a doua și ține mai mult episodul viitor. Acum doar ce m-am trezit acum jumătate de oră, o oră și sincer mi-am băut nici cafeaua, nici absolut nimic. Și trebuie să-mi revin și la normal. După aia mai târziu vin niște roleplay de aia blană. Vă aștept de seară pe live la ora 8 jumate, dăm drum la un live forță.
Așa că ne revedem diseară, vă anunț, fraților, baftă!